Salut lume! Eu sunt Bogdan și acesta este cel de-al cincilea tutorial de programare rendată obiect în limbajul C++. În cadrul acestui tutorial vom continua discuția din tutorialul precedent, cea legată de clase, dar vom discuta despre anumite categorii de metode, cum sunt constructorii, destructorii și respectiv metodele de acces. Haideți să trecem la treabă! Așa cum spuneam și în tutorialul precedent, constructorii reprezintă o categorie aparte de metode. Aceste metode au rolul de a inițializa obiectele, de a le da niște valori atunci când dorim să le creăm. Ele au tot timpul același nume ca și clasa, deci dacă clasa noastră se numește telefon mobil, la fel se va numi și constructorul. Nu au tip returnat, pur și simplu nu returnează nici măcar void și au fie niciun parametru, fie mai mult sau mai puțin parametri. Și pot fi împărțiți mai departe în constructor cu parametri sau fără parametri, așa cum o să vedem imediat. Ei sunt utilizați ca să creăm obiecte, respectiv să inițializăm atribute, așa cum ziceam, și într-o clasă pot fi oricâți constructori, atât timp cât ei diferă prin numărul sau tipul parametrelor. Deci putem avea un constructor cu un parametru, unul cu 2, unul cu 3, unul cu 4 și așa mai departe, sau putem avea doi constructori cu un parametru, să spunem, cât timp unul dintre constructori are un parametru de tip string și celălalt are un parametru de tip int. Aici poate ar fi bine să fac precizarea că aceste două tipuri, când există doi constructori care au același număr de parametri, tipurile nu pot fi ușor convertibile unul în celălalt. Iarăși, ca să dau un exemplu concret, nu pot să am un constructor care primește un singur parametru de tip int și un alt constructor care primește un singur parametru de tip float. De ce? Pentru că la apel, dacă eu o să apelez constructor de 10, să zicem, compilatorul nu o să știe dacă mă refer la 10 ca și int sau la 10 ca și float și va da o eroare de ambiguitate. Deci, există și această precizare. Pot avea același număr de parametri. Tipul poate să difere, dar nu trebuie să poată fi convertit dintr-un tip în altul. Acum, dacă în clasa noastră nu creăm niciun constructor, atunci automat se creează un constructor fără parametri sau implicit, îi spunem noi, astfel încât se poate crea obiecte, instanțe ale acelei clase, chiar dacă nu ne-am definit explicit un constructor. Acum, dacă am definit un constructor cu parametri, chiar dacă nu am definit un constructor fără parametri, adică implicit, atunci cel automat nu se mai creează și o să pot crea obiecte doar folosind constructorul cu parametri, deci nu și pe cel implicit. Vreau să fac asta, trebuie să mi-l definesc eu. Chiar dacă clasa noastră are mai mulți constructori, atunci când creăm un obiect, se alege doar unul singur dintre acei constructori și acela se utilizează pentru crearea obiectului. Deci pot avea oricâți constructori, dar regula este că tot timpul un singur constructor este ales pe baza modului în care fac apel și acel constructor va fi utilizat pentru inițializarea obiectului. Și hai să vedem tipurile de constructori pe care le putem întâlni într-o clasă, așa cum vă ziceam și mai devreme. Deci putem avea constructor implicit sau fără parametri, putem avea constructor sau constructor, pot fi oricât, cu parametri, respectiv putem avea o categorie aparte de constructor cu parametri, numit constructor de copiere și vedem imediat când se utilizează și cum îl definim. Dacă e să ne uităm strict pe un exemplu, dacă luăm clasa telefon mobil pe care am utilizat-o și în tutorialul precedent, să spunem că pe zona publică sau privată, aveam definite niște câmpuri, cum sunt, de exemplu, producător, model sau nivel baterie. Vedeți cum în zona publică am definit constructorul implicit. În 99% dintre situații, constructorul va fi definit în zona publică, oricare dintre constructori. Deci ei vor fi definiți în zona publică, pentru că scopul lor este să creeze obiecte și de obicei nu creez obiecte în clasă, ci în afara clasei, așa că ei vor avea vizibilitatea publică. Vedem aici un constructor implicit care inițializează producătorul cu un șirvit, modelul cu un șirvit și nivelul de baterie cu 0. Cum apelăm acest constructor? Păi, dacă e să vorbim de un obiect normal salvat în stack, atunci spunem telefon mobil, telefon personal. În mod automat se apelează constructorul implicit. De ce? Pentru că după telefon personal nu am dat alte valori. Dacă aș fi deschis parantezele și aș fi specificat niște valori, atunci probabil că se alegea un alt constructor cu parametri. Dar cât timp nu spun nimic, spun doar numele clasei, numele obiectului, se apelează constructorul implicit. Un alt exemplu aparte pe care îl putem avea e atunci când utilizăm alocarea dinamică și ne alocăm un obiect în heap. Vedeți în partea dreaptă a operatorului de atribuire, new telefon mobil. Deci, cu alte cuvinte, eu mi-am creat un obiect de tip telefon mobil care este în heap. În acest caz, se apelează constructorul implicit după ce se alocă spațiul necesar acestui obiect. Da? Deci, se alocă cei X bytes necesar obiectului și acei bytes sunt inițializați conform codului scris în constructorul implicit.
Bineînțeles că atunci când alocăm obiecte în HIP, acestea nu au o denumire. Vedeți că eu dacă spun doar New Telefon Mobil, nu i-am spus o denumire, cum a fost cazul unui telefon personal. Și atunci, pentru a putea interacționa mai departe cu acest obiect din HIP, cât timp nu are nume, trebuie să păstrezi un pointer care ține minte adresa lui, unde începe acest obiect în HIP. Da? Și vedeți cum în partea stângă a operatorului de atribuire mi-a luat un pointer la telefon mobil, numit P telefon de serviciu, de la pointer la telefon, și acesta va salva adresa alocată de noi cu new. De precizat că un pointer la obiect nu este același lucru cu un obiect. Da? Un obiect conține toate atributele și are o dimensiune destul de mare, pe când un pointer la obiect, la fel ca orice alt tip de pointer, ocupă 4 bytes pe un compilator x86. Vedeți cum, de asemenea, pentru obiectele alocate în HIP, este tot rolul meu să dezaloc spațiul de memorie ocupat de obiect. Dacă eu am alocat memoria cu new, în momentul în care nu mai am nevoie de acest obiect, va trebui să-l șterg folosind operatorul delete. Așa cum am văzut și în tutorialele precedente, când am discutat despre alocarea și dezalocarea memoriei. Acum, dacă luăm cazul constructorului cu parametri, vedem cum avem aici un constructor care are doi parametri, producătorul și modelul, urmând ca nivelul de baterie să-l inițializăm noi cu 0, vedeți. Deci nu e obligatoriu ca o clasă să aibă constructor cu un anumit număr de parametri. În funcție de ceea ce îmi doresc să inițializez și de ceea ce am nevoie, o să creez constructor care au 1, 2, 3 parametrii reprezentând toate atributele sau doar o parte din atributele clasei. Vedeți aici cum am luat două dintre cele trei atribute, le-am trimis ca parametri, am inițializat producătorul cu valoarea primită drept parametru, modelul cu valoarea primită drept parametru și nivelul de baterie l-am inițializat cu o valoare default, pe care am utilizat-o, dacă țineți minte, și mai devreme în constructorul implicit, respectiv cu 0. Haideți să vedem cum am apela acest constructor în main. Da, putem avea situația în care avem obiect salvat în stack, din nou, și avem telefon mobil, telefon personal de Samsung și S20. Vedeți cum am producătorul și modelul, deci exact în aceeași ordine pe care am precizat-o mai devreme în definirea constructorului, aici dau valori, respectiv dacă e un obiect alocat în HIP, spun new telefon mobil, dar în loc să las parantezele și atât, între paranteze pun valorile aferente acestui constructor. La fel, spațiu de memorie alocat în HIP, îi voi salva adresa acestui spațiu într-un pointer la telefon mobil și la sfârșit, când obiectul vreau să iasă din uz, va trebui să-l șterg eu manual cu delete. Acum, pot exista situații în care îmi doresc să comasez doi constructori. Adică, în loc să scriu același cod de două ori, o dată în constructorul implicit și din nou apoi în constructorul cu parametri, pot alege ca acei doi constructori să se transformă într-unul singur. Cum? Dând valori implicite pentru parametri. Vedeți cum zic că producător e șirbit și model e șirbit. Asta înseamnă că dacă eu dau o valoare pentru producător, atunci constructorul meu va lua în considerare acea valoare, dar dacă nu dau, atunci va considera automat că producătorul e un șirbit. La fel și pentru model. Dacă dau o valoare, e acea valoare, dacă nu, automat modelul este un șirbit. În acest caz, constructorul meu joacă rol atât de constructor implicit, cât și de constructor cu doi parametri, dacă o luăm în caz aparte, chiar și de constructor cu un parametru, pentru că pot să dau valoare pentru producător și pentru model, nu? Și atunci o să ia producătorul pe care l-am spus noi, dar modelul va fi string vid. Bineînțeles că acest constructor pe care îl vedeți acum pe ecran nu poate coexista cu constructorul implicit. De ce? Pentru că va fi o ambiguitate. În momentul în care declar un obiect și nu specific nicio valoare de inițializare, el nu va ști dacă îl va folosi pe cel implicit sau îl va folosi pe acesta și va considera că producătorul este string feed, respectiv modelul este string feed. Da? Deci acest constructor pe care îl vedeți acum pe ecran înlocuiește precedenții doi constructori. Dacă îl scriu pe acesta, nu mai scriu pe ceilalți doi. Dacă pe de altă parte vreau să păstrez și constructorul implicit, dar îmi doresc ca un constructor altul decât cel implicit să folosească codul din constructorul implicit, deci cu alte cuvinte să facă inițializările din constructorul implicit, și ulterior să modifice valorile, atunci se poate apela un constructor din alt constructor. Dacă ignorăm ce am scris în slide-ul precedent, deci n-am avea acel constructor cu parametri cu valori inițializate, ci avem primele două cazuri, avem un constructor implicit pe care l-am definit așa cum ați văzut mai devreme, avem un constructor cu parametri, pot să spun ok, vreau ca acest constructor cu parametri să apeleze constructorul implicit. Și atunci, întâi, pentru acel obiect, întâi se va executa codul din constructorul implicit, și apoi se va executa codul din constructor cu parametri. Deci, cu alte cuvinte, producătorul va fi string vid, modelul string vid, nivel baterie 0, și apoi când se ajunge aici în constructor, producătorul va fi modificat, nu va mai fi string vid, ci cel primit de parametru, modelul se va modifica
va fi cel primit reparametru și nivel de baterie egal cu zero nu mai e necesar, pe asta l-am și comentat, pentru că acest lucru a fost făcut deja de constructorul implicit. Acum să nu cădeți în capcana asta, o să ziceți, păi, tocmai ce am văzut mai devreme, că pentru un obiect se apelează un constructor și numai unul, și acum pentru un obiect se apelează doi constructori. Nu se apelează doi constructori, deci un obiect e creat doar de un singur constructor și în acest caz. De care constructor? De acesta, doar că acest constructor la rândul lui, de fapt, refolosește codul constructorului implicit, dar pentru obiect nu se va apela constructorul implicit. Se va apela acest constructor, dar acest constructor se folosește doar de codul din constructorul implicit, astfel încât să nu repete anumite situații. Da, gândiți-vă ce înseamnă să avem niște validări în constructorul implicit pe care după aia ar trebui să le rescriu aici. Da, dacă e un constructor destul de mare, destul de stufos, ar însemna să scriu foarte mult cod de două ori și să mă repet, când pur și simplu aș putea să apelez dintr-un constructor un alt constructor. Vedeți aici și utilizarea operatorului două puncte. Acesta este un operator destul de important în limbajul C++. El permite nu doar apelul altui constructor din clasa noastră, ci când o să discutăm despre derivări, o să vedem cum el permite, de exemplu, apelul constructorului din clasa de bază în momentul în care am o clasă derivată. Deci un operator pe care îl întâlnim și cu alte ocazii și o altă ocazie este și această inițializare la definire. Cu alte cuvinte, dacă îmi doresc să fac anumite inițializări, mai ales pentru tipuri de bază, cum sunt string, int, float și așa mai departe, atunci, în loc să scriu inițializările în corpul constructorului, pot să pun două puncte și apoi să spun valorile. De exemplu, vreau producător de underscore producător. Asta e echivalent cu producător egal cu underscore producător. Model egal cu underscore model, nivel baterie egal cu 0. Dar vedeți cum după două puncte le-am specificat cu virgulă și asta va duce la inițializarea lor. În cazul unor câmpuri normale, lucrul acesta este facultativ, adică dacă îmi doresc să scriu așa, pot să scriu așa, dacă nu, pot să scriu interior, dar o să vedem noi în următoarele tutoriale că pentru câmpurile constante acest lucru este obligatoriu. Nu poți să inițializezi un câmp constant decât la nivelul constructorului după ce am utilizat operatorul două puncte. Mai revenim asupra acestui aspect. Acum, când vine vorba de apel, constructorul cu un parametru e un caz special, cel puțin în limbajul C++. De ce spun că e un caz special? Pentru că el se poate apela atât ca un constructor normal. Adică, vedeți aici, am telefon mobil de int underscore nivel baterie și spun, ok, nivel baterie egal cu underscore nivel baterie. Am omis niște informații intenționat pentru a-mi încăpea codul în ecran, dar la nivelul acestui constructor nu trebuie să las celelalte atribute neinițializate. Adică corect ar fi fost să fi spus și producător egal cu string vid și model egal cu string vid, în afară de nivel baterie egal cu underscore nivel baterie. Dar nu asta e ideea, ci ideea e că acest constructor poate fi apelat la fel ca un alt constructor, de exemplu aș fi putut să spun telefon mobil, telefon personal, paranteză 20, închid paranteza, punct și virgulă, sau pentru constructorul cu un parametru pot să folosesc și operatorul egal și să zic telefon mobil, telefon personal egal cu 20. Acest lucru se traduce în apelul acestui constructor, același lucru cu a spune telefon personal de 20, adică 20 între paranteze rotunde, un caz aparte în C++. În regulă, mai devreme vă spuneam că există trei categorii de constructori. Există constructor implicit, există constructor cu parametri și există constructor de copie. Hai să vedem când avem nevoie de acest constructor de copie. Da, de obicei îl utilizăm atunci când e nevoie să facem copii ale obiectelor. Asta dacă vrem să-l utilizăm noi explicit. Totodată, compilatorul apelează acest constructor de copiere implicit în anumite situații. Și există două mari situații când compilatorul apelează constructorul de copiere, chiar dacă noi nu spunem neapărat asta. Prima situație este când transmitem un obiect ca parametru într-o funcție prin valoare. Am văzut în tutorialele precedente că există trei modalități de a transmite parametri, prin valoare, prin referință și prin adresă sau prin pointer numită, aceasta din urmă. Ok, când transmitem un parametru prin valoare, spuneam noi că acea valoare se copiază. Cu alte cuvinte, parametrul este o copie a valorii care pornește din apelator. Apelatorul fiind, în cele mai multe cazuri, programul principal, main-ul. Ok, în cazul obiectelor, acea copie o să facă acest constructor de copiere, pe care, în anumite situații, trebuie să-l scriem noi. O altă situație în care constructorul de copiere este apelat implicit, deci fără să spunem noi asta neapărat, este atunci când funcția returnează un obiect. De ce e nevoie de asta? Păi, o funcție are o zonă proprie din stack, din stiva program, numită și stiva funcție. Poate ați mai auzit de acest lucru, că s-a ajuns în stiva funcție. Deci o zonă din stack e dedicată acelei funcții. Nu știu dacă știți, dar la ieșirea din funcție, acea zonă de stack aferentă funcției, stiva funcției, este ștearsă.
pentru că nu mai avem nevoie de variabile locale din funcții. Problema este că dacă funcția returnează ceva și eu păstrez valoarea de returnat în schimba funcției, la ieșirea din ea o să o pierd pentru că va pișitează. Și atunci programul ce face? Copiază valoarea de returnat din schimba funcției înapoi în schimba programului apelator. Sau funcției apelatoare, depinde, poate apelez o funcție din altă funcție. Ei, această copiere se face de asemenea cu ajutorul constructorului de copiere. Dacă nu creăm un constructor de copiere explicit, la fel ca la constructorul implicit, se creează automat, compilatorul nostru creează automat un constructor de copiere care realizează, spunem noi, o copie byte cu byte a obiectului. Cu alte cuvinte, el se uită la reprezentarea internă a obiectului, adică, ok, să zicem, obiectul nostru începe la adresa asta, ține până la adresa asta și atunci copiază byte cu byte de la adresa respectivă până la adresa de final, size of object, în altă parte din memorie. Lucrul ăsta e ok și ne ajută atunci când obiectul nostru nu are ceea ce spunem noi, extensie în memoria dinamică, adică pointer alocat, pointer ce salvează zone de memorie alocată dinamic. Cu alte cuvinte, nu are, de exemplu, un vector alocat dinamic. Ceea ce clasa noastră telefon mobil nu are în acest moment. Are două stringuri și un întreg. Niciunul dintre atribute nu este alocat dinamic. Dar dacă ar fi fost, era obligatoriu să creezi eu explicit acest constructor de copiere, pentru că în momentul în care se ajungea la acel membru pointer, membru pointer era copiat ca atare. Să zicem că aveam un vector alocat dinamic, știți că ca să salvezi un vector alocat dinamic, să zicem de întregi, o să am un int steluță, care e un pointer, o să fie o adresă, 0x1234. Păi dacă las constructorul de copiere implicit, el în al doilea obiect va copia 0x1234. Ceea ce înseamnă că ambele obiecte vor pointa în tip către aceeași zonă de memorie, respectiv către același vector. Și atunci dacă schimb vectorul pentru un obiect, mi se schimbă și pentru celălalt și viceversa. Acest lucru, bineînțeles, că este de evitat și pentru aceste situații, constructorul de copiere este obligatoriu. Și o să vedem asta și în tutorialul următor. Altfel, acesta nu este obligatoriu, îl putem defini, mai ales în situațiile în care vrem ca copia unui obiect să nu fie exactă, de exemplu, pentru un anumit câmp să modificăm ceva când facem copia, alminte, cel creat implicit este ok. Și hai să vedem cum s-ar defini și apela acesta. Vedeți cum am telefon mobil, apoi am const telefon mobil, ampersand telefon și ajung imediat și la această definiție de ce scriu parametrul în acest fel, producător egal cu telefon cu producător, model egal cu telefon cu model și nivel baterie egal cu telefon cu nivel baterie. Da? Deci vedeți cum arată ca un constructor cu parametri, doar că în loc să preluăm valorile din parametri, preluăm valorile din obiectul primit ca parametri. Da? Deci producătorul am preluat de acolo, modelul de acolo și nivelul de baterie. Bineînțeles, un constructor de copiere va copia toate atributele. Dacă clasa mea ar fi avut 10 atribute, toate trebuiau copiate cu egal din obiectul primit ca parametru în obiectul curent, am spune noi, și ajungem imediat să vedem cine este acest obiect curent. În regulă. Acum, dacă ne uităm puțin la felul în care arată acest constructor, o să vă întrebați, da, de ce e referință și de ce e const. Și o să revin la asupra acestui aspect și încă facem imediat un exemplu în compilatorul repălit. Problema ar fi că dacă obiectul de tip telefon mobil l-am transmite prin valoare, deci n-ar avea această referință, ar fi telefon mobil telefon, ce spuneam mai devreme? În momentul în care transmit un obiect prin valoare, atunci constructorul de copiere este automat apelat pentru că e nevoie să facă copia obiectului. Păi noi acum scriem constructorul de copiere. Deci nu se poate ca constructorul de copiere să fie apelat în momentul în care noi scriem. Da, e cumva utopie. Nu pot să transmit parametru pentru că n-am terminat de scris constructorul de copiere, dar nu pot să termin de scris constructorul de copiere pentru că n-am fost să transmit parametru. Da, cele două o să exclud reciproc. Și atunci, singura variantă rămasă, astfel încât să se păstreze și apelul, deci se exclude transmiterea prin valoare, pentru că dacă se transmite prin valoare, ar însemna că se apelează el însuși, ceea ce nu se poate, rămân transmiterea prin adresă și prin referință. La transmiterea prin adresă, s-ar modifica apelul. Ar trebui ca eu să nu-i dau ca și parametru un obiect, ci adresa unui obiect, adică să-i pun ampersand în fața obiectului. Deci apelul n-ar mai arăta la fel ca la apelul de transmitere prin valoare. Și atunci singura opțiune rămasă e transmiterea prin referință. Adică să zic telefon mobil, ampersand telefon. Ignorăm constul momentan. Da? Ok, îl transmit prin referință. Și atunci toată lumea e fericită. Acel const se pune de fapt în plus, deci nu este obligatoriu, este doar un nice to have, nu un must have. Se pune în plus, de ce? Pentru că eu de obicei când transmit un parametru prin referință, fac acest lucru ca să-l modific.
în acest caz aparte al constructorului de copiere, nu fac acest lucru ca să modific. Vedeți cum telefonul nu se modifică, din el se copiază informații. Ci fac acest lucru pentru că n-am încotro. Ce vă ziceam, prin valoare nu se poate. Și atunci, pentru a fi sigur, da, e ca o măsură suplimentară de siguranță, nu e obligatoriu, dar pentru a fi sigur că acest telefon nu se modifică atunci când copiez informații din el, pentru că, fiind transmis pe referință, dacă l-aș modifica din greșeală, modificarea ar rămâne și la ieșirea din funcție, îi pun acest const în față, astfel încât dacă cineva încearcă să-l modifice, va primi eroarea de compilare. Deci nu este permisă modificarea lui. Acesta este motivul pentru care semnătura, header-ul constructorului de copiere arată în acest fel. Da? Const, obiect, referință, telefon. Altminteri ar fi fost ok să transmiți și un alt obiect ca și parametru, dar aceasta este motivația pentru care aleg să dau referință și pun și const în față. Dacă e să vorbim de apelul constructorului de copiere, cam așa ar arăta. Dacă avem un obiect creat cu constructorul cu doi parametri, da, vedeți cum am un telefon personal de Samsung și S20, atunci aș putea să apelez telefon mobil, telefon de serviciu, de telefon personal, dar deci un constructor care primește ca și parametru un alt obiect. Sau, fiind un constructor cu un singur parametru, spuneam noi mai devreme că poate fi apelat și cu egal. Da? Cum era acolo egal 20, așa și pot să spun telefon mobil, telefon personal 2, egal cu telefon personal. E tot apel de constructor de copiere. Ce am văzut noi mai devreme erau apeluri explicite ale constructorului de copiere. Dar, dacă aș avea o funcție de tipul acesteia, da, telefon mobil incrementează nivel baterie de telefon mobil telefon, vedeți cum această funcție primește ca și parametru un obiect prin valoare, respectiv returnează o copie a unui obiect. În acest caz, în momentul în care spun telefon mobil telefon egal cu incrementează nivel baterie de telefon personal, constructorul de copiere se va apela automat de două ori. De ce? Odată ca să facă copia telefonului personal din programul principal în parametrul numit telefon, pentru că e transmis prin valoare, și în al doilea rând, sau în al doilea caz, când se iese din funcție ca să copieze acest telefon din stiva funcției în stiva programului principal. Da? Deci dacă punem un mesaj sau mergem cu debugger, o să vedem cum acest constructor de copiere este apelat de două ori în cazul funcției incrementează nivel baterie, chiar dacă nu am făcut-o noi explicit. N-a zis noi telefon personal de alt telefon sau altceva. Da? S-a apelat automat. Ok. O altă categorie aparte de metode specifice sau speciale în clasă este destructorul. Destructorul este opus constructorului. Da? Este locul în care facem operațiile inverse operațiilor pe care le-am făcut în constructor. Ca denumire, iarăși are același nume ca și clasa, nu are tip returnat, dar ca să-l deosebim de un constructor, atunci are tilda în față. Da? Pentru exemplu de mai devreme, va fi denumit tilda telefon mobil. Bineînțeles că există un singur destructor în clasă, nu există mai mulți. De ce? Acesta va fi apelat pentru toate obiectele, chiar dacă au fost create cu un anumit constructor. Da? Deci pot să am oricâți constructori în clasă, dar destructor voi avea tot timpul unul singur. Rolul lui este să distrugă obiectele, dar mai precis să elibereze resurse. Se poate întâmpla, de exemplu, ca unul dintre constructori să deschidă un fișier sau să deschidă o conexiune la bază de date și atunci cineva trebuie să o închidă. Trebuie să fie cineva opus ca și funcționalitate constructorului. Și acesta va fi destructor. Deci el va închide fișierul, va închide conexiunea la bază de date. Sau, un caz mai des întâlnit în C++, când unul dintre constructori sau toți alocă memorie, cineva trebuie să o dezaloce. Și atunci destructorul vine și va dezaloca memoria alocată de toți sau de anumiți constructori. O să definim noi un destructor explicit descris de noi doar atunci când e nevoie neapărat de acest lucru. Când trebuie să dezalocăm memorie, când trebuie să închidem resurse. Altminteri, nu e nevoie să definim un astfel de destructor. Haideți să vedem acum cam cum ar arăta un destructor pentru clasa telefon mobil. Cam asta ar fi sintaxa, iar în interiorul parantezelor acolo de vom dezaloca memorie sau vom elibera resurse. Mai multe detalii despre destructor în tutorialul următor, când vom avea o clasă cu membru pointer și va fi nevoie chiar să definim un destructor, să scriem ceva cod acolo. Dacă e cazul unui obiect alocat dinamic, o să ziceți bine, și când se apelează destructorul? Păi dacă luăm cazul unui obiect din stack, de exemplu telefon mobil, telefon personal de Samsung și S20, pentru acest obiect se apelează la ieșirea lui din uz. Acest obiect va ieși din uz când se termină programul principal. Deci atunci se va apela și destructorul pentru acest obiect. Dacă vorbim de obiectele alocate dinamic, deci în heap, atunci destructorul se va apela atunci când obiectul este șters de către noi prin apelul operatorului delete. Da? Când facem delete pe telefon de serviciu.
Și vedeți acum care este motivul pentru care la începutul seriei de tutoriale vă spuneam că în C++ se utilizează cu precădere new și delete și nu m aloc și free. Motivul real pentru care se întâmplă acest lucru este că new știe să apeleze automat constructorul. Vedeți cum new telefon mobil de Apple și iPhone 12 apelează automat constructorul cu doi parametri, respectiv delete știe să apeleze automat destructorul. Deci când șterg spațiul de memorie ocupat de obiect, mai întâi se apelează destructorul și șterge alte zone de memorie, dacă e cazul, închide fișierul sau face altceva, și abia apoi se șterge zona de memorie în care era obiectul. Din acest motiv, în 99% dintre situații în C++ se folosește new pentru alocarea memoriei, respectiv delete pentru dezalocarea ei și nu malloc și free. Acelea sunt mai degrabă utilizate în limbajul C. Ok, și ajungem la ultima categorie de metode aparte, numite funcții de acces, sau le zic unii getter și setter. Acestea sunt niște funcții pe care le definim pentru a asigura un acces controlat asupra atributelor private ale clasei. Ce înseamnă acces controlat și de ce atribute private nu pot să le fac publice? Păi, e recomandat. Spuneam că sunt patru piloni ai programării orientate obiect, dintre care primii doi erau abstractizarea și încapsularea. Încapsularea spune că trebuie să ascund de exterior cât mai multe informații. Cu alte cuvinte, e recomandat ca majoritatea atributelor mele să fie private și eu să le expun controlat către exterior. Bine, dar cum adică controlat? Din nou, ce înseamnă controlat? Controlat înseamnă că în loc să fac informația publică și oricine să poată să salveze orice valoare, imaginați-vă nivel de baterie, dacă ar fi fost public. Păi oricine putea să seteze acolo orice nivel de baterie, inclusiv minus 1000. Atât voiam eu să fie bateria, minus 1000. Cum puteam să controlez asta? Păi nu puteam. Oricine putea să pună orice valoare pentru că acel atribut era public. Făcând aceste funcții de acces, eu pot să validez datele și să permit doar anumite modificări asupra atributelor, respectiv pot să fac un atribut redundant. Și hai să le luăm pe rând, da? Deci avem getter și setter. Getter-ul este pentru citire, da? El îmi returnează valoarea atributului privat, pe când setter-ul e pentru modificare. Îmi permite să modific controlat un atribut privat. Și atunci, ca să păstrez totuși încapsularea, adică atributele private să rămână în clasă și să nu le poată accesa cineva din exterior, atunci pot să fac doar getter pe un anumit atribut și în acest caz el devine read-only, adică eu din exteriorul clasei pot doar să-l citesc, dar nu pot să-l modific, sau pot să fac și getter și setter, dar în setter să fac validări astfel încât să nu pot să pun ce valoare vreau eu, ci o valoare validă pentru acel câmp. Bineînțeles, getterii și setterii asigurându-mi un acces controlat asupra membrilor privați, e necesar să scriu în zona publică. Pentru că altfel dacă scriu și pe în zona privată, n-am câștigat nimic. Au aceeași vizibilitate ca și câmpul pe care nu pot să-l accesez. Hai să vedem cam cum ar arăta getterii și setterii. Luăm primul caz, getter. Să spunem că ne facem un getter pentru câmpul model. Getterii au același tip returnat ca și câmpul, deci dacă model era string, atunci și getter-ul va returna tot string. Apoi get, ca și cuvânt, succedat de numele câmpului. Vedeți că acest câmp al meu se numește model, acest atribut, și atunci getter-ul se numește get model. Getterii nu au parametri, cu o mică excepție pe care o să discutăm la un moment dat. Deci ei nu au parametri, e get model și atât. Și nu va face altceva decât să returneze valoarea. Nu în 100% din situații, în anumite situații poți să returnezi o valoare modificată față de cea reală. De exemplu, dacă am avea un câmp CNP, s-ar putea ca un getter să nu returneze tot CNP-ul, ci eventual primele 7 cifre, astfel încât să văd data nașterii și atât. Dar restul cifrelor nu mi le dă, astfel încât să păstreze confidențialitatea datelor. Deci un getter, dar un getter care returnează o valoare modificată, nu toată valoarea. În acest caz, pot să văd întregul model, nu e o problemă. Dar dacă pentru acest câmp model am doar getter, înseamnă că eu din exteriorul clasei pot doar să văd modelul, dar nu pot să-l modific. Și dacă ne uităm pe un exemplu, vedeți cum am acest telefon personal și dacă zic get model, o să afișeze S20 când afișez acest câmp numit model. Dar nu voi putea să modific, el rămâne S20 pentru totdeauna. Dacă pe de altă parte vreau să și modific, atunci pot să-mi creez setter. Da? Și vedeți cum am void set model, da? Deci setter-ul nu are tip returnat pentru că el nu returnează nimic, mă lasă să modific, deci el va returna void, apoi set numele atributului, set model, string și apoi model nou, da? Valoarea pe care vreau să o modific, deci cu alte cuvinte, setterii au un atribut și acel atribut este de tipul câmpului pe care îmi doresc să o modific și aici am făcut fără validare, dar nu vă recomand să faceți asta, da? Deci aici ar trebui o validare în plus, nu doar să accesez câmpul și atât, și spun că model egal cu model nou și asta îmi va permite din exteriorul clasei să și modific modelul.
Dacă ne uităm puțin pe exemplu, pot să zic set model de S20 Ultra și în momentul în care fac apel pe getter, pentru că câmpul e privat, nu pot accesa, voi obține S20 Ultra. Deci acesta este setul. Ok, avem în acest REPL clasa din tutorialul precedent, clasa telefon mobil deja definită de noi. Spuneam că pentru a ne crea un constructor implicit, chiar dacă el există automat, deci o să spun acum dacă vreau telefon mobil, telefon personal și atât, da, acest constructor există, linia de cod va funcționa, doar că telefonul nostru personal nu o să aibă chiar valorile la care ne așteptăm noi. Nu știm exact dacă producătorul probabil va fi vid, modelul vid, dar nivelul de baterie nu știu dacă să fie 0 sau nu. Depinde. O să pun într-adevăr un breakpoint aici și să mă duc cu debuggerul și să văd care sunt valorile, dar nu garantează nimeni că toate compilatoarele vor inițializa nivelul de baterie cu 0. Hai să ne uităm noi să vedem dacă ne dăm seama. Așteptăm puțin și telefonul personal are nivelul de baterie 8 în cazul acesta. Da? Deci vedeți cum e departe de a fi valoarea pe care ne-o dorim. Și din acest motiv nu e recomandat să lăsăm valorile neinițializate și ce e cel mai indicat e să ne creăm un constructor implicit. Cum ziceam, constructorul va fi pe zona publică. Da? Deci vom avea telefon mobil fără parametri. Aici definim constructorul și o să zicem producător egal cu string bit, model egal cu string bit, respectiv nivel baterie egal cu 0. Da? Spunem explicit 0. Ei, în acest moment, dacă vom da run, acesta fiind apelul automat al constructorului implicit, se va apela acest constructor și o să văd cum nivelul de baterie va fi 0. Haideți să vedem. Da? Nivelul de baterie în acest moment este 0, nu mai e o valoare diferită sau random. În regulă, spuneam noi că o altă variantă de a apela constructorul implicit este să avem obiect alocat în heap. Adică eu să spun new telefon mobil și apoi să pun paranteze așa. Da? Acesta ar fi apelul. Cum spuneam și mai devreme, dacă fac acest lucru, înseamnă că obiectul meu nu are un nume și atunci nu voi putea nici să-l dezaloc, nu voi putea nici să-l folosesc. Și cel puțin în C++, ca să pot să folosesc un obiect alocat în heap, trebuie să-i salvez adresa într-un pointer la obiect, adică să zic telefon mobil, steluță, p telefon serviciu, da, e un pointer la p telefon, pointer la telefon e suficient, egal cu new telefon mobil, da? Și în acest caz se apelează pentru acest p telefon constructorul din telefonul mobil. Și o să vedem acum dacă pun aici un mesaj, un cout constructor implicit, cum o să am de două ori afișat acest mesaj în consolă când o să dau run. Hai să vedem că acest lucru se întâmplă. Și uitați, constructor implicit, constructor implicit. Deci pentru ambele situații s-a apelat constructor implicit. Bineînțeles, după ce termin de utilizat, o să pun eu puncte, puncte aici, după ce termin de utilizat acest obiect, e tot treaba mea să-l șterg, adică să spun delete pe telefon și ca să și evit un dangling pointer, o să zic chiar pe telefon egal cu unul pe telefon. Da, ca să nu am probleme cu dangling pointers. Ok, acesta ar fi fost constructorul implicit. Hai să ne definim acum un constructor cu parametri, la fel cum am văzut mai devreme. Da? Deci acesta ar fi telefon mobil și apoi încep să spun parametri. Eu făcuse în parcă cu string underscore producător și string underscore model. Ok. Și atunci o să zic, ok, producătorul este underscore producător, modelul este underscore model, respectiv nivel baterie este 0. De ce? Pentru că, așa cum spuneam și în prezentare, dacă eu nu aș inițializa aici nivel de baterie, acest constructor fiind utilizat pentru anumite obiecte și acesta pentru alte obiecte, nivelul de baterie când se utilizează acest constructor va rămâne neinițializat, pentru că acel obiect nu poate să apeleze doi constructori, adică nu poate să treacă prin ăsta prima dată ca să facă 0 și pe aia să ajungă aici și să-l inițializeze și asta cu altă valoare. O să șterg acest constructor implicit, acest apel, această linie de cod. Da, și aici am făcut producătorul egal cu
Producător, model egal cu model și nivelul de baterie, să nu uit să-l pun și pe el 0. Cum apelez acest constructor? Păi, telefon mobil, telefon de serviciu, să zicem, și atunci voi avea valorile. Punem noi Samsung S20. Acesta este un apel. Și dacă pun și aici breakpoint, și mai dau la dar, nu să văd cum am Samsung S20 și 0 ar trebui să am, ca și valori. Ok, ne uităm la telefonul de serviciu și am 0 string string și dacă dau puțin în dreapta, nu arată valorile. Da, aparent nu mi le arată aici, zice pe 0, dar la rest îmi spune string. Așadar, valorile vor fi Samsung S20 și 0 pentru nivel de baterie. O altă utilizare a acestui constructor ar fi telefon mobil, steluță, sau uite, poți să-l folosesc pe același, da? Adică în același pointer să salvezi că oricum l-a făcut nul, P telefon, egal cu new, telefon mobil, de share, să zic, să zicem Apple și modelul este iPhone 14. Da? Atunci, pentru, am refolosit pointerul, dar salvează adresa unui alt obiect. Da? Obiect care este alocat în heap și s-a folosit alocarea constructorului aferente constructorului cu parametri. La fel și aici, după ce termin de folosit obiectul, delete pe telefon din nou și pe telefon egal cu null puteri. Da, după ce iese obiectul din nou. Dacă dau run, nu o să văd mare lucru pe ecran, dar în acest fel s-a apelat constructorul cu parametri. Mai spuneam noi că, dacă dorim, putem să comasăm cei doi constructori într-unul singur. Asta înseamnă că va trebui să comentez acest constructor, pentru că dacă îl fac pe acesta să joace și rolul constructorului implicit, nu vă mai putea folosi pe cel implicit. Vedeți acum cum o să am eroare de compilare, dar îmi spune aici, vezi că nu ai constructor implicit. Apropo, dacă nu lucrează pe zona publică, și asta e o greșeală comună. Uite, să fac aici protected. Da, dacă fac protected, la fel, o să nu o să mă lase, uite, îmi dă eroare și aici. Zice că constructorul e protected, dacă lângă protected constructor. Adică el trebuie să fie obligatoriu public. O să schimb înapoi pe public. Și mare grijă la vizibilitatea constructorilor. Dar imediat ce o să definez ca aici și zic ăsta e string vid, ăsta e string vid, atunci acest constructor va juca și rol de constructor implicit. Da? Pentru situația în care nu dau nicio valoare, va lua cele două valori, string vid. Pentru situația în care dau valori, acestea vor fi valori. O să vedeți că dacă dau run, iarăși nu afișează nimic, dar în continuare codul funcționează. Deci ăsta era un caz. O să mă întorc puțin la ce aveam, pentru că spuneam noi că mai e o situație, și anume, dacă vreau ca acest constructor să apeleze codul din acest constructor, în cazul acesta nu să câștig mare lucru mare, adică ce aș câștiga ar fi această linie de cod, că nu mai scriu încă o dată. Da? Deci el o să facă producătorul string vid, modelul string vid, nivelul de baterie 0 și apoi zică producător egal cu producător, model egal cu model. Da? Deci dacă vreau ca întâi să se execute codul din acela, pot să zic aici două puncte telefon mobil. Iar cei doi constructori vor funcționa și rezultatul va fi același. Dar respectiv am scutit această linie de cod. Cu alte cuvinte, câmpurile pe care nu le-am inițializat eu explicit vor fi inițializate de constructorul default. Mai spuneam noi că dacă vreau neapărat, pot să inițializez producătorul și modelul la nivelul constructorului aici, adică aș putea să zic virgula, cum să zic producător. De underscore producător, respectiv model de underscore model. Da? Și atunci să nu mai am aici cele două. Ei, dacă fac acest lucru, atunci o să-mi spun, stai puțin, că ori folosești inițializarea constructorului, ori vrei să îți inițializezi câmpurile. Și atunci o să șterg apelul ăsta explicit, ceea ce înseamnă că, pentru a avea și nivelul de baterie, o să zic și nivel baterie aici de 0. Da? Ok, și atunci corpul rămâne gol, dar inițializarea se face de fapt aici. Da? Și iarăși, ambii constructori vor funcționa. Deci sunt echivalente toate scrierile astea. Pot să fac ori într-un fel, ori în altul, niciun fel greșit sau corect. Și pur și simplu sunt diferite modalități de a ajunge la același rezultat. Mai spuneam noi că un caz aparte e constructorul cu un parametru. Deci dacă fac un telefon mobil, de int underscore nivel baterie,
Da? Atunci pot să zic aici că nivel baterie egal cu underscore nivel baterie. Și pentru celelalte câmpuri aș putea să apelez și în acesta constructor implicit, adică să zic telefon mobil aici. Aici n-am restricții pentru că nu le-am inițializat la nivelul antetului. Ok, dacă fac acest lucru, deci producătorul va fi vid, modelul vid și nivelul de baterie va fi cel primit de parametru. Când fac apelul, o să iau doar apelul din stack de data asta, că acela mă interesează, o să spun telefon mobil, telefon 3, pot să spun D70, ăsta va fi un telefon care are 70% baterie, sau un alt apel permis, e telefon mobil, telefon 4, egal cu 70. Da? Deci constructorii cu un parametru în C++ pot fi apelați atât ca și valoare clasică a orice alt constructor, cât și cu egal. Și mai spuneam noi în continuare că un caz aparte de constructor cu un parametru este constructorul de copiere, care are rolul de a copia un obiect existent într-un obiect nou, pentru că este rolul constructorului să creeze obiect. Și atunci, un constructor de copiere ar fi așa. Deci, ca apel, el ar fi telefon mobil, telefon 5, de telefon 4. Sau varianta cealaltă, egal telefon 4. Da, ambele sunt permise. Că e constructor cu un parametru. Vedeți că dacă scriu asta, el o să meargă, o să funcționeze. De ce funcționează? Pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, automat compilatorul creează un constructor implicit care copiază câmp cu câmp. Dar acum, să zicem că eu când clonez un telefon, când fac o copie a unui telefon, pierd 1% din baterie. Și chestia asta nu o să fac. El copiază câmp cu câmp exact valorile. Da? Dacă am un telefon care are Samsung S20 și baterie 70, o să fie la fel și copiat. Dar dacă vreau altul, da? Deci când copiez să pierd 1% din baterie, sau, da, cel nou, să zicem, care are cu 1% mai puțin, atunci o să am telefon mobil. Da? Și spuneam noi, ok, și atunci telefon mobil, T, ar fi parametru. Problema e că dacă fac chestia asta, nu o să mă las să fac apelul și nici măcar să-l definesc. De ce? Îmi zice că un constructor de copiere, copy constructor, must pass its first argument by reference. Aici îmi zice exact ce să fac. Constructor de copiere trebuie să-și trimită parametru prin referință. Visual C++ spune puțin altfel. Spune nu poate să-l trimită parametru prin valoare. Că zice pe dos. Nu poate să-l trimită, nu poate să-l trimită prin valoare, dar am văzut cum să-l trimită. Da, aici vă zice, trebuie să-l trimită prin referință. De ce? Păi ce ziceam, constructorul de copiere se apelează atât explicit, cum am făcut noi aici, cât și în situațiile în care fac o transferă prin valoarea unui obiect, respectiv returnez dintr-o funcție un obiect. Și în acest caz fac o transferă prin valoarea unui obiect. Ca să evit transferarea prin valoare, n-am decât să transfer referința. Asta e singura variantă acceptată. Și va trebui să fac copiere câmp cu câmp, adică să zic producător egal cu t.producător. Model egal cu t.model. Respectiv nivel baterie, spuneam noi că e t.nivel baterie minus 1 pentru că pierd la nivelul. Când fac copia, copia o să aibă bateria cu 1 mai puțin încărcată. Acum, dacă acesta se aplică în 99% dintre situații, eu nu vreau să-l modific pe T. Asta zice, că noi nu modificăm pe T, modificăm obiectul curent, dar nu pe T. Atunci pot să mă asigur, sau ca un mod suplimentar de a verifica faptul că nu-l modific pe T, e să pun const aici. De ce? În acel moment referința devine constantă și eu dacă din greșeală încerc să-l modific pe T, voi avea eroare de compilare. Uite, dacă zic că T.nivel baterie e egal cu 0, momentan va merge. Și el face o copie a obiectului, dar după ce a făcut copia, e ca și cum s-ar descărca telefonul din care am copiat. Ei, în momentul în care am pus const, lucrul ăsta nu se mai întâmplă. Îmi dă eroare aici și zice că nu poate să asigneze lui T nicio valoare pentru că e declarat constant. Ok, deci din acest motiv se pune const și referință. Referință pentru că n-am cum să-l transmit altfel, const ca să nu-l modific din greșeală. Ei, și o să mai fac eu un cout aici, constructor de copiere, ca să vedeți voi că se apelează și când se apelează. Dăm un run, o să vedem o singură dată constructor de copiere. Da? Pentru că s-a apelat aici. Pot să mai fac un telefon mobil, telefon 6, egal cu telefon 5. Și o să văd două apeluri, da? Pentru că ambele apelează constructor de copiere.
Da? S-a apelat explicit. Sau pot avea situația în care am o funcție globală, cum făcusem noi, încarcă, cred că îi spusese, sau incrementează nivelul bateriei. Da? Și o să am telefon mobil, incrementează nivel baterie de un alt telefon mobil. Da? Telefon mobil T. Și o să zic, ok, păi nu pot să modific pe T că transmit prin valoare, deci va trebui să returnez. Da? Și atunci zic, ok, T punct nivel baterie plus plus, return T. Ei, în acest moment, dacă am apelat incrementează nivel baterie de un anumit obiect, o să văd patru apeluri de constructor de copiere. Sunt cele două explicite pe care le-am deja, astea două. O să mai apeleze unul când îmi face copia lui T. Da? Uite, hai să fac un apel. O să zic incrementează nivel baterie. De telefon 6. Incrementează nivel baterie. Hai să le cu copii pe aici de aici, că am mâncat, da, mâncat să mă uit. Ok, deci, va apela constructor de copiere ca să copieze din telefon 6 în T și ulterior ca să copieze din acest T în programul principal, asta plecând de la ideea că cineva mai folosește valoarea. În acest caz nu se folosește, dar totuși trebuie să copieze. Da? Pentru că eu zic, pot să zic incrementează nivelul baterie sau pot să zic, de exemplu, telefon 3 egal cu incrementează nivelul baterie. Și atunci el trebuie să o copieze. Da? De aici, aici. Da, eu cum nu folosesc valoare, totuși trebuie să o aducă de pe stiva funcției, pe stiva mea. Și dacă dau run, o să vedem patru apeluri de constructor de copiere. Ia uitați. În regulă, mai spuneam că o categorie anume de membru al clasei este destructor, care are același nume ca și clasa, dar e precedat de caracterul tilda. Deci va fi tilda, telefon mobil, și în interior va seta un anumit, va închide un fișier, va închide o conexiune, va șterge memorie. Noi nu avem ce să facem momentan, dar iarăși ca să vă arăt că se apelează, o să fac aici un cout apel destructor. Și o să șterg acest constructor de copiere, ne-am lămurit pe. Hai să dăm run să vedem de câte ori s-a apelat destructor. Ok, avem ceva apeluri. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apeluri de destructor. Hai să le descoperim împreună care, pentru câte obiecte se apelează destructor. Deci am o dată. Un obiect, două obiecte și s-a apelat la acest delete. Da? Pentru restul se apelează la sfârșit, dar pentru acest se apelează la delete. Deci am 1, 2, 3, 4 aici când ne-am făcut delete, 5, 6, 7, 8, și mai sunt cele două obiecte temporare pe care le creează în interiorul funcției, respectiv când se iese din funcție. Da? Și acolo sunt 9 și 10. Dacă comentez acest apel, o să am doar 8. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Da? Vedeți cum sunt cele 8 apeluri. Deci pentru fiecare obiect creat, se apelează automat și destructorul în momentul în care nu mai am nevoie de el. Ultima categorie de membri aparte despre care am discutat au fost getterii și setteri. Da? Deci cu alte cuvinte, eu pot să vin aici să-mi fac un getter, de exemplu pentru producător, care e protected altfel. Da? Adică o să fie string. O să zic get producător, da, get și apoi numele câmpului. Getterii n-au parametri, dar returnează valoare. Adică o să zic aici return producător. Și dacă vreau, de exemplu, să văd că, nu știu, acest constructor, telefon de serviciu, s-a apelat corect, atunci aș putea să fac un cout telefon de serviciu. Un get producător, ceea ce ar trebui să-mi afișeze Samsung. Și mi-a afișat Samsung. Aceștia, apropo, sunt cei doi destructori apelați explicit prin delete. De asta apar mai devreme decât restul, da? Pentru că pentru obiectele alocate în heap, destructorul se apelează când zic delete. Pentru celelalte se apelează când ies din uz și le ies din uz la sfârșitul main-ului și de asta le văd pe toate la sfârșit. Pe când pe astea două le văd mai devreme. Ok, de ce Samsung? E bine. Acesta ar fi un getter. Pentru un alt câmp o să fac și getter și setter, dar ziceam că asigur acces controlat. Producătorul va putea doar să fie văzut din exterior, dar nu și modificat, pe când pentru un alt câmp, de exemplu, mă rog, nivel baterie la mine public. Dar pot să-l pun undeva privat. Uite, îl iau de aici.
și îl fac și pe el privat. Da? Mă duc și pun ok, e privat model. Ok, și dacă vreau un acces controlat la nivelul bateriei, da? Vedeți că am deja o metodă de încărcare, dar vreau doar să accesez. Da? Și pot să fac odată int get nivel baterie. Nu are parametri. Și zic return nivel baterie. Și asta ar trebui să meargă la fel ca și getter-ul de producător. Dar ce e interesant e faptul că pot să vin și să zic ok, să fac void set nivel baterie. Deci acesta va permite modificarea. Da? Și am void, setării nu au tip returnat, ei au rolul de a modifica, nu de a citi valori, cu scopul de scriere, nu de citire. Dar vor avea un parametru de același tip ca și atributul, adică int în cazul ăsta, pe nivel de baterie int. O să zic eu underscore nivel baterie. Ok, și ce pot să fac în plus sunt validările. Să zicem că nivelul de baterie va fi de la 1, că dacă e 0 s-a închis telefonul, dar pot să zic de la 0, între 0 și 100. Da? Și atunci zic, ok, dacă underscore nivel baterie, parametru e mai mare sau egal decât 0, și nivel baterie, underscore nivel baterie, nu pot zic nivel baterie, că asta va fi atribut, pe care nu are altă valoare în momentul ăsta. E mai mic sau egal decât 100, atunci nivel baterie e egal cu underscore nivel baterie. Altfel, câmpul va rămâne cu vechea valoare. Hai să vedem. Uite. Luăm un caz aici. Ok, o să am o eroare acum, că ăsta e... Era privat, era public și l-am făcut privat. O să comentez linia asta, dar oricum mai folosim metoda incrementează nivel baterie, dar asta era ideea cu el. Ok, și atunci, da, aici o să folosesc setul. Set nivel baterie de t.get nivel baterie plus 1. Chestia asta nu e foarte indicată, am făcut eu aici doar ca să scap de eroare și pentru că sunt afară clasă. Ok. Dar, bine, deja am văzut cam cum s-ar apela, dar putem să facem, de exemplu, dacă pentru telefon 3, pentru care aveam 70, pot să zic telefon 3.set nivel. Bine, pot să fac o dată getter-ul. Și ar trebui să obțin 70. Și acest lucru s-a întâmplat. Pot să setez acum telefon 3.set nivel baterie să fie 90, să zicem, s-a mai încărcat puțin. Și atunci când afișez din nou ar trebui să obțin 90. Și am obținut 90. Doar că atunci când voi încerca să dau o valoare validă, nu îmi va permite. Dacă zic că vreau să fie 120, și afișez, o să vedem cum e tot 90, pentru că nu m-a lăsat să modific valoarea. Valoarea pe care am specificat-o acum e invalidă. Nu poate să fie în nivelul de baterie 120. Da? Și vedeți cum el a rămas tot 90, pentru că nu l-a luat în considerare pe acesta. Aceștia sunt getterii și setterii. De fapt, îmi asigură un acces controlat asupra atributelor clasei. În loc să le accesez în mod direct să pun ce valoare vreau, eu trebuie să trec prin aceste validări date de setter, respectiv pot avea doar getter și atunci acel atribut devine redundant. De aici sper că ați înțeles ce am făcut. Pur și simplu, în loc să spun t.baterie plus plus, neavând în vedere că nu mai avem acces, ne-am folosit de setter și getter. Am zis, ok, setează-lui t nivelul de baterie pe care îl are în acest moment și l-am obținut cu getter-ul plus 1. Ca funcția asta e o funcție globală în afara clasei, nu e o metodă ca să am acces. Fiind privat, doar în clasă am acces în afara urmării. În regulă, hai să ne întoarcem puțin la câteva idei și apoi o să mai vedem un mic exemplu. Ați văzut până acum că am evitat să spun nivel baterie sau model când transmiteam parametri. Underscore nivel baterie, underscore model și așa mai departe. De ce am făcut asta? Pentru că în acele situații aș fi creat o confuzie. Și anume, compilatorul nu știa, sau mă rog, știa, dar presupunea ceva diferit. Și anume, dacă aș fi spus doar model și atât, model ar fi ascuns atributul. Adică de fiecare dată când în acea metodă aș fi spus model, mă refeream la parametru și la atribut. Și atunci singura variantă în care să mă refer la atribut în acest caz ar fi să-l folosesc pe this. This este un pointer care salvează adresa obiectului curent, adresa obiectului pe care îl prelucrăm în acest moment. El este strict necesar doar atunci când metoda are un parametru
așa cum ziceam, cu același nume ca și un atribut. Și atunci, o variabilă locală, cum e cazul parametrului, e asimilat unei variabile locale, are prioritate față de o variabilă globală și atributul să joace în acest caz rol de variabilă globală și atunci îl ascunde sau are o prioritate mai mare. De fiecare dată când o să folosesc acea denumire, se referă la variabila locală, nu la cea globală. O ascunde pe cea globală. Și atunci, dacă ne uităm puțin aici, dacă parametrul le zice producător, nu pot să zic producător egal cu producător, pentru că ar însemna că acel producător egal cu el însuși, primit ca parametru, la fel și pentru model. Și atunci, singura variantă prin care pot să spun, ok, producător atributul egal cu parametrul, e spunând acest this și punând săgeată. Da, this, săgeată, producător. Dacă nu sunteți obișnuiți cu săgeata, săgeată înseamnă dereferențiere punct. Pentru că this e un pointer, nu pot să zic this punct producător, pentru că ar fi însemnat să fie un obiect. Punct îl folosim doar pentru obiecte, obiect punct metodă sau obiect punct atribut. Și atunci, fiind pointer, săgeata înseamnă dereferențiere punct, adică du-te la adresa aia, dăm obiectul și apoi pune punct. Da? Deci, cu alte cuvinte, this săgeată producător, același lucru cu steluță this, tot într-o paranteză, punct producător. Și o să vedem exact exemplu. Dar la asta mă refeream cu acest this. Acum o ziceți, bine, și cine e this ăsta exact? Păi, dacă luăm telefon mobil, telefon personal de mai sus, pentru acel constructor, this va fi adresa lui telefon personal. La fel și pentru set model. Dacă fac telefon personal cu set model de S20 Ultra, pentru metoda set model, this este adresa lui telefon personal. Acum am făcut eu o precizare aici. În principal, funcțiile știu de this, și prin funcții mă refer la metode, deci în principal metodele știu de this, pentru că primesc în plus ca și parametru, ca și prim parametru, obiectul pe care îl modifică. Cu alte cuvinte, metoda de fapt nu este telefon personal.setModel de S20 Ultra, ci în spate, dacă ne uităm la assembler, la codul assembler pe care îl generează compilatorul, o să vedem cum se face set model de telefon personal și S20 Ultra. Da, deci e tot o funcție, doar că primul parametru automat este mutat să fie obiectul pe care vreau să-l modific. Și de asta avem this și extrage la automat adresa obiectului curent. O idee vreau să mai spun și cu aceasta o să încheiem tutorialul de azi. Metodele unei clase pot fi scrise în limbajul C++ atât în interiorul clasei, cât și în exteriorul clasei, dar în acest caz trebuie să le anunți în clasă ca și signatură. De ce? Ca să aibă acces asupra menilor privați. Pentru că ele, chiar dacă vor fi scrise în afara clasei, fiind anunțate în clasă ca și metode, se vor comporta strict ca metodele acelei clase. Acum, de obicei, metodele scrise în interiorul clasei, deci între cele două acolate, sunt considerate metode inline, așa se numesc în C++. Metode inline, scrise în același loc cu clasa. Metodele scrise în afara clasei sunt considerate metode outline, dar în anumite compilatoare o să le pun cuvântul cheie inline înainte și în fază de preprocesare o să mute metoda în clasă și se comportă ca orice altă metodă din clasă. Erau niște probleme în compilatoarele vechi în care, de exemplu, metodele inline nu suportau structuri repetitive. Chestia asta nu se mai întâmplă în compilatoarele moderne. Teoretic, ce pot să fac într-o metodă inline, pot să fac și într-o metodă outline, dar au rămas aceste cuvinte cheie și acest mod de a scrie. Și dacă să ne uităm pe un exemplu concret, de exemplu, metoda încarcă pe care am tot scris-o e o metodă inline, adică o metodă normală scrisă în interiorul clasei, pe când o metodă outline poate să fie, de exemplu, descarcă, pentru care vedeți că anunț signatura, zic voi descarcă de nivel descărcare, și în exteriorul clasei vin și fac definiția efectivă. Cum fac definiția? Păi mai spun o dată signatura cu rezoluție de clasă. De ce turna? Void. Void. Ok. Cum se numea? Descarcă. Dar trebuie să zic care descarcă, din ce clasă. Și atunci zic telefon mobil, două puncte, două puncte descarcă. Int, numele atributului. Nu denumirea nu contează. Puteam să zic și la descarcă doar int și atât. Nu contează că ăla se numește nivel de descărcă. Aici puteam să zic x. Deci denumirea parametrului nu contează neapărat, dar contează să fie și de același tip. Dacă a zis int, să fie și aici. Și apoi corpul metodei. Vedeți cum metoda nu are corp în clasă, dar are corp în afara clasei, când o definesc ca metodă outline. Asta e toată ideea cu metodele inline. Există permisiunea asta în C++ de a putea defini metode în afara clasei, care totuși să se comporte ca metode din clasă. De ce? Pentru că ele sunt anunțate în clasă și sunt considerate în continuare ca membre ale clasei, chiar dacă corpul nu l-au exact acolo. Lucrul acesta îl facem, de fapt, în situația în care folosim fișiere header și CPP și atunci putem să spargem partea de definire a clasei de partea de implementare a clasei. Adică aici spunem doar atributele și metodele pe care o să le aibă clasa, dar fără să dăm detalii cum se întâmplă asta, și într-un alt fișier să spunem ce fac metodele. O să vedem în tutorialul următor un exemplu despre cum am putea să facem acest lucru.
Acum, dacă vreau să transform o metodă inline, vă spuneam că există acest cuvânt cheie inline care nu funcționează, din păcate, pe toate compilatoarele. Acum, hai să vedem repede pe exemplu nostru, concret, cum ar arăta this și cum ar arăta o metodă outline. Ok, deci peste tot în clasă unde există posibilitatea de confuzie, să luăm nivel baterie, dar dacă aș spune nivel baterie aici, o să vedem că nu mai afișează 70 prima dată. Ok, am greșit aici. Da, dacă îi dau run, în loc să fie 70 prima dată, cum trebuia să fie când am afișat, o să vedem că e 0. Deci pur și simplu mi l-a setat cu 0. De ce? Pentru că nivel baterie l-am făcut egal cu el însuși. Și atunci, în acest caz, e obligatoriu să zic this săgeată nivel baterie, ca să mă refer la... Unde e? Aici pe jos. Să mă refer la acest nivel baterie, nu la acesta. Și atunci, dacă dau run, o să vedeți cum e 70 acum. Da? Deci am rezolvat problema. Spuneam noi că acest lucru e echivalent cu, adică, bineînțeles, eu pot să fac asta peste tot, adică și în constructorul cu parametri sau unul din ăsta de copiere. Pot să zic this săgeată producător, nu e greșit. Doar că de cele mai multe ori aleg să fac this săgeată atunci când chiar există posibilitatea de a fi o confuzie. În acest caz nu era o confuzie. Ăsta e T producător, ăsta e producător, deci nu se puteau confunda. Dar ziceam că e același lucru cu steluță this cu un model. Da? Deci, săgeata utilizată pe un pointer la obiect și this e pointer la obiectul curent, e același lucru cu de referințiere de pointer, punct, numele atribut. În ceea ce privește metodele, de exemplu, încarcă este o metodă inline. Dacă vreau să definesc o metodă outline, spuneam că fac void descarcă de int nivel descărcare, spuseți, nu? Pot zic chiar int și atât. Nu e nevoie neapărat să zic tot numele. Da? O dăm puțin mai așa, ea o să fie publică pentru că e în zona publică și pot să mă duc în afara clasei. Și ca să nu confunde cu metodă globală, trebuie să zic, ok, e din clasă. Deci o să fie void, telefon mobil, două puncte, două puncte, descarcă. Zic aici int și aici trebuie să dau nivelul numele parametrului, nivel descărcare. Și aici pot să zic, ok, this sau doar nivel baterie, minus egal nivel descărcare. Da? Și asta e toată ideea. Se comportă ca oricare altă metodă. Da? Vedeți cum au accesat nivel bateriei, chiar dacă el e privat. Pentru că ea e în continuare o metodă, ea clasei. Chiar dacă am scris corpul ei în afară. Da? Deci pot să mă duc pentru orice telefon, uite, să descărcăm pe ăsta. Telefon 3.descarcă de 20. Da? Și el cum era, uite, de 30. Și el cum era 90, o să fie 60 dacă îi afișăm nivelul de baterie. Ok, și vedeți cum nivelul de baterie e 60. Da? Respectiv, dacă vreau să fac inline, pot să-i spun cuvântul cheie inline. Aici nu știu dacă merge în compilatorul de repl-it, pare că merge. Da? Și atunci la precompilare o să o mut în clasă și eu consider o metodă scrisă în interiorul clasei, chiar dacă nu i-am scris aici. Da? E cuvântul cheie inline. Ok, cam asta am vrut să vă arăt. Hai să tragem rapid niște concluzii. Ce am învățat astăzi? Am văzut că o clasă poate avea un constructor implicit, constructor cu parametri și respectiv o categorie aparte de constructor cu un parametru numit constructor de copiere. De asemenea, o clasă poate avea un singur destructor care va fi definit atunci când este nevoie de el. Am nevoie să dezaloc memorie sau să închid vreo resursă. Respectiv, faptul că membrii privați pot fi accesați controlat prin funcții sau metode de acces, numite și getter și setter, respectiv că pointerul this în interiorul clasei salvează adresa obiectului curent și nevoie să-l folosesc de fiecare dată când poate exista confuzie între numele, între denumirea unui atribut și denumirea unui parametru. Respectiv am văzut spre final faptul că putem să creăm metode și în afara clasei, ele sunt considerate metode, cât timp le anunțăm semnătura, antetul în interiorul clasei. În tutorialul următor vom discuta mai multe detalii despre clasele care au membrii pointer și în felul acesta vom vedea cum e obligatoriu să folosesc constructor de copiere, cum e obligatoriu să folosesc destructor și ce alte modificări o să avem asupra clasei în momentul în care apar acești membrii pointer. Cam asta a fost pentru azi. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați. Chiar mă uitam puțin peste detaliile canalului și am văzut că majoritatea dintre voi nu sunteți încă abonați. M-ar ajuta asta mult pentru a putea să fac și mai multe tutoriale pe viitor, așa că dacă nu v-ați abonat deja, abonați-vă astfel încât să aflați primii când apare un nou tutorial. În regulă, încheiem aici, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în tutorialul următor.